Biserica Ortodoxă i-a pomenit astăzi pe Sfinții Cuvioși Ioan Casian și German din Dobrogea. Printre bisericile care îl au ca ocrotitor pe Sfântul German, hirotonit preot de Sfântul Ioan Gură de Aur la începutul secolului al V-lea, se numără și locașul de rugăciune din cartierul Constanțean, Poarta 6. Biserica Sfântul Cuvios German din Constanța și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie și le-a vorbit credincioșilor despre viața Sfinților Ioan Casian și German, născuți în nordul Dobrogei. Sfântul German, cu prisosință, a împlinit voia lui Dumnezeu din copilărie, urcând spre peștera cea liniștită, numită Sfântul Ioan Casian, prietenul său și consăteanul său. Și iată, după ce în asceză au petrecut acolo, s-au rugat necontenit cei doi prieteni, cum erau Sfântul Vasile cu Sfântul Grigorie, iată, au luat drumul către Ierusalim să meargă, să se îmbogățească sufletește de la locurile sfinte. Au ajuns apoi la Constantinopol, unde i-a răpit cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur atât de înflăcărat. Aici a primit Sfântul Ioan Casian hirotonian diacon și Sfântul German hirotonian preot în anul 400, iar în anul 403 îl întâlnim pe Sfântul German între apărătorii Sfântului Ioan Gură de Aur la Roma, la papa de acolo, să ceară ajutor pentru cel ce era prigonit pe nedrept, pentru că își împlinea dreapta învățătură și slujea cu frica de Dumnezeu. Biserica Sfântul Cuvios German a fost construită începând cu anul 1997. Răznuirea Sfântului Cuvios German din Dobrogea, ocrotitorul acestui sfânt locaș, este un prilej de bucurie pentru toți enoriașii acestui cartier, cartierul Poarta 6 din Faleză Sud, în orașul Constanța, care a primit în urmă cu mai bine de 20 de ani această bucurie de la întâi stătătorul și de vrednică pomenire în al preasfințitului arhiepiscop Lucian, binecuvântarea de a ridica acest sfânt locaș în cinstea Sfântului Cuvios German. Este un popas de unire duhovnicească și un popas în care noi ne gândim la viața Sfântului Cuvios German ca mijloc de pregătire pentru Sfântul și Marele Post care ne așteaptă și Sfânt și Mare Post care ne pregătește pentru marea sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La final, membrii Consiliului Parohial au împărțit 500 de pachete cu alimente celor prezenți. Sfinții Cuvioși Ioan Casian și German din Dobrogea au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.